Miercuri 13 noiembrie, pe stadionul Ion Comșa, AFC Dunărea Călăraș a pierdut partida cu FC Argeș cu scorul de 1-2, astfel că lărășenii au pierdut 3 puncte prețioase acasă. AFC Dunărea Călăraș ocupă în momentul de față locul 13 în clasament, cu 19 puncte acumulate și un meci mai puțin disputat, partida din 12 octombrie cu Fotbal Club Rapid fiind amânată. Urmează meciul din etapa 18-a, în deplasare pe data de 16 noiembrie cu SCM Gloria Buzău. Thank you.
Vai, cara, mano. Vai, cara.